Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem la începutul postului Adorminii Maicii Domnului și mi-i gădui să vă recitesc textul de ieri al Apostolului, cel care din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel ne atrage atenția asupra unor lucruri cu adevărat fundamentale. Fraților, avem felurite daruri după harul ce ni s-a dat. Dacă avem prorocie, să prorocim după măsura credinței. Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Dacă unul învață, să se sârguiască în învățătură. Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare. Dacă împarte altora, să împartă cu fiecare cu firească nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună. Dragostea să fie nefățarnică. Refuzați răul, alipiți-vă de bine. Urâți răul, de fapt, alipiți-vă de bine. În iubire frățească unii pe alții, iubiți-vă. În cinste unii altora, dați-vă întâietate. La sârguință nu pregetați. Cu Duhul fiți fierbinți, Domnului slujiți. Bucurați-vă într-o nădejde, în suferințe fiți răbdători. La rugăciune stăruiți, faceți-vă părtași la trebuințele sfinților. Iubirea de străini urmând. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați-i și nu blestemați. Cu adevărat, un program vrednic de postire. Un program în care ni se spune să fim, de fapt, mai buni, mai atenți, mai dăruitori, mai darnici și, în același vreme, mai atenți la multele daruri pe care le primim ca oameni în viață. Poate că, din acest punct de vedere, devine important ca începutul postului Adormirii Maicii Domnului să-l dăruim cu adevărat propriei noastre neadormiri, trezirii noastre din prea multă lene, din multă neconcordanță cu Evanghelia lui Hristos și din această încercare teribilă a lumii din jur de a ne sufoca. O spun într-o seară sufocantă cu adevărat, dar nu despre sufocarea aceasta este vorba, ci despre modul în care asumăm prea mult, prea des, zgura păcatelor și a răutăților din viața noastră, care de cele mai multe ori încearcă să ne lovească în ceea ce avem mai de preț, liniștea noastră, bucuria noastră, taina noastră de a fi ca oameni. Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos este dăruită sufletelor noastre și pentru aceasta, pentru a ne întări în astfel de exerciții, cum sunt cele propuse de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Dacă este să vă spun ce îmi place mie cel mai mult de aici, este dincolo de acest binecuvântat pe cei ce vă prigonesc, este această sârguință la nu pregeta, a lucra cu Duhul lui Dumnezeu în toate ale noastre. Încercați în parte cuvântul acesta din Romani, capitolul 12, versetele 6-14, să-l recitiți în tihna serii și să vedeți ce anume din ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel vi se potrivește pentru ca viața voastră să fie împăcată în Dumnezeu, în Harul lui Hristos. E începutul postului Adorminii Maicii Domnului. De departe încă avem de urcat încă o vreme către locul acela binecuvântat în care Maica Domnului se înalță cu bucuria aceasta a Fiului. Să încercăm să facem din viețile noastre o însoțire a Maicii Domnului în perioada aceasta și să învățăm să trăim în Duhul lui Hristos bucuria de a o avea ca mamă pe Maica Domnului. Mâine este o nouă zi.